Adăugat ceva, mulțumesc. Domnul Dinu, vă rog. Vreau să încep cu contractul. Am văzut o grămadă de articole acolo, iar la un moment dat motivarea, sau ca să zic așa, condiționarea contractului este de ANRSC. Așteptăm răspunsul ANRSC-ului. După aia venim să mai aducem alte modificări care la rândul lor iar mergem la ANRSC-ul și tot așa. Nu merge. Nu mai merge. Eu unul nu știu ce rol are ANRSC-ul ăsta în ecuația asta. Știu că ăsta e cu reglementarea de preț. Mai are vreun lor un rol referitor la legile în baza cărora ai făcut contractul ăsta? Da, există un ordin 90 emis de ANRSC cu contractul cadru pentru serviciile de utilitate publică. Păi bun, și dacă nu respectăm contractul cadru, de ce trebuie să mai apelăm aici? Bun, asta e una la mână. Pentru preț. Așa, păi. Aici n-am prevăzut preț, da? După aia, cred că la contract trebuie o anexă ceva. În momentul când ai făcut contractul cu omul, să semneze. Bă, frate, ai apometru seria X, indexul Y la data de. Nu văd în contractul cadru niciun articol acolo care să prevadă chestia asta. Eu dacă vine Petru sau cine vine să-mi montează apometru, când am făcut contractul, vreau să semneze acolo. La data de apometru X, de clasă, de precizie G da, și da. Cu indexul da, nu știu ce. Da, am mai discutat. O să fie anexă la contract, un proces verbal prin care se menționeze toate caracterele. În privința propunerii cu încasatorii și cu plata noastră. Am aici evidența de 7 luni. Oamenii chiar acum vin la primărie și că vine și de-a foc la primărie. Din evidența asta reiese. Târgu Trotuș. În afară de 2.400.000 de datorii și vreo 80 și nu știu ce la 1 iunie, venim la 31 decembrie și avem 20.200.000.000 încă minus. Asta ținem cont că noi încasăm 3 lei la metru cub și nu 2 lei 39, dar cât e prețul oficial care trebuie să-l plătim. Ne uităm la Vișoara, au 50.000 de lei. În plus. Deci se presupune că s-a încasat. Bun. Dar luăm o lună, luna iunie, da? Păi luna iunie s-au încasat 8.300 de lei și 3.700 de lei. În total, Vișoara și Târgu Trotuș, 12.000 de lei. Iar în situația în care ne aflăm, 2.000 de lei aproximativ se duc pentru salariul domnului Mititel, am înțeles că aproape în jur de 2.000 de lei să duc la un executor judecătoresc care ne execută și mai suntem obligați să plătim analiza apei care e stipulată în contract încă 1.000 de lei. Eu vă întreb, la 3 lei metru cub de apă care l-am încasat, noi am încasat 12.000 de lei, din care 5.000 de lei, unde se duc? Și am plătit cât? 7.000 de lei. Bun. Iar factura, odată e 16.000 și odată e 6.000. E vorba de 20.200.000.000, da? Și noi dăm 70.000.000. Trecem peste asta. Am, în ședințele trecute, am văzut că putem apela la ordonanții prezidențiale, la tot felul de eschiviții. N-am făcut nicio legalitate, nu am ajuns la nicio concluzie. S-a vorbit în ședința asta, cine preia instalația de desfacere, instalația asta din sate? Păi nu putem să o dăm la privat, că e utilitate publică. Nu vrem să o dăm la CRAP, pentru că o să ridici prețul la 9 lei, cum e la Târg, sau 10 lei, cum e la Onești. În primărie, domnul Mititelu nu face față. Da? Bun. Nu știm. Noi aici vorbim de 7 luni. Am vorbit ca să mergem să casăm bani de la oameni. Am stabilit noi așa, băi, luăm prima 1 milion, luăm 3 milioane, luăm 4. Vine omul acum în față, băi, de ce îți dai eu 4 milioane, care e justificare? De ce?
Vișoara are 2 milioane, de ce nu trebuie mult? De ce v-am expus toate problemele astea? Pentru că eu am o propunere, bă, fraților. Noi aici de 7 luni ne certăm și nu știm legea, fraților. Și nu avem pe cineva, un jurist, un legist, ca să ne spună. Băi, de cine bag nou crabul pe gât, executorul ăsta? Noi putem prin lege să-l contralovim pe el, să nu mai fie executorul ăla, să ne ia 220 de milioane sau cât dracu ne ia, nu știu exact cuantul de tare, așa? Băi, noi putem să înființăm un serviciu de apă publică în cazul primăriei? E legal să dăm instalația asta la cineva să vină, spună, bă, 4 miliarde, și îți iau instalația și dau eu. Dar care sunt condițiile legale? Avem legi, e cineva să ne spună. De ce am vorbit atât? Vin cu propuneri. Am avut un consilier, eu știu, personal, sau cum se chema în persoana domnului, o secretar, care săracul s-a dat demisia. Haideți, domnule, să facem ceva, să angajăm un jurist pe postul ăsta de consilierul domnului primar sau ceva, să aibă studii juridice, să fie un avocat, să fie ceva. Când venim în ședință, să ne spună, băi, contractul ăsta mai trebuie, conform HG-ului, hotărârii sau ce este, puniți așa sau faceți așa. Vrem să atacăm crab în justiții sau unde vrem. Bă, românilor, în baza la legea X, hotărârea G, putem să-l băgăm pe ăsta, nu putem să-l băgăm, da? Că așa noi, de 7 luni, facem leșul hotărâri, care nu. V-am spus numai din ce mi-am adus aminte ce am discutat, nu? Nu ne-a spus nimeni, bă, e legală ordonanța președintelui. Nu e legal. E legal să dăm numai o șmecherie sau... A fost domnul primar cu domnul consilier sau cu cine a fost la Bacău, s-a izbit de o gașcă de legiști, de juriști, și aia a spus, n-ai voie așa, n-ai voie așa, n-ai voie așa. Legea rămâne interpretată, fraților. Se poate. Am combătut prin cineva hotărârile lor. Am înghițit executori judecătorești. Am înghițit chestia că banii de apă îi plăti domnul Mitichelu, nu știu domnul de la Tuta dacă avem încasători, din care banii plătit. Noi nu facem încasări nici măcar 7%, din ăștia 5% duc prin lege, o mare contract din muncă, eu n-am nimic cu omul. Dar e legal să putem să-l angajăm pe un post public, să fie plătit din primărie, din banii, din fond salarizare. Putem. Noi nu știm nimic. Și ce vrem să rezolvăm acum? Oamenii stau la poartă mâine. Astăzi, vă rog, ce spui dumneata sau eu când ies acum și mă așteaptă ăla care mi-a spus, băi, dar eu te-am votat pe tine. Ce răspuns îmi dai? Ce răspuns dăm noi acum? Și termenul, omul întreabă termenul. Noi dacă nu o să avem în cadrul nostru, sau măcar propun altceva, hai fraților să găsim unul tânăr de ăsta, sau care știe să umbli pe net, un informatician de ăsta, să dispasă legile astea, să ne le pună în nas. Ca să putem să-i atacăm, să putem să ne apărăm. La Onești tot cu datorii. La Onești tot se judecă din bunica Ivuța. Au 2-3 ori dimineața, au avut 2-3 ori seara. Noi nu avem, frate, nicio lacrimă de apă. De ce? Nu știm să ne apărăm. Nu avem un jurist să poate, domnul primar, să angajăm pe consilier sau ceva. Sau un contract de colaborare cu un jurist, cu o casă de alocare. Noi pierdem de 10 ori mai mult în situația asta. Da, avem contract cu avocatul care a fost blamat la un moment dat. Da, o să fie, am avut discuții referitor la jurist. Cine ferice o dat el? Deci, încă o dată vă spun, nu există ieșire. Am avut Consiliul Județean, am avut juriștii Crabului, toți la o masă. Nici o lege nu te poate scăpa. Deci nu avem ieșire din situație decât cu banul jos. Am înțeles, dar se prevadă o bază legală, bă, frate. Asta e baza legală. Deci, iar ordonanța, nicio soluție, nu există pentru iar ordonanța președențială aseară a apărut, este negativă. Și la noi și la Pândărești. Asta înseamnă că trebuie băga mâna în buzunar. Deci trebuie ieșit. Ar trebui să ieșiți public acum. Care e baza legală, frate, îi bagi mâna în buzunar omului? Care e baza legală? Dacă vine și te dăm judecată ca primării de luat bani și nu-i de apă, ia. Vreau să completez pe colegul meu. Exact. Care e baza legală? Dar trebuie să-i explicați acum că sunt două televiziuni aici
Așa. Și să spuneți exact, domnule, nu se mai poate, nu vom mai avea un an, doi, cinci, trebuie să ne mobilizăm, să ne solidarizăm cu toții și bun, să băgăm mâna la buzunar, să facem ceva. Situația trebuie explicată. Ce nu vreau să discute toți? Da. Cum s-a înscris? Și după aia răspunde tu. Iar începem, că nu putem să vorbim. Domnul Dinu, mai aveți de... Nu, mulțumesc. Eu atât. Propunerea, deci, în final, propunerea mea asta a fost. Haideți să angajăm sau să facem un contract. Da, trebuie făcut ceva, un serviciu întreg de avem un jurist să ne spună legile, cum puteți ne apărăm și eventual, ca să nu mai apară diferențele astea de pe factură și de ce plătim, să facem un serviciu, ceva, să angajăm 2-3 oameni, dar să nu fie plătiți din banii noștri. Dacă nu facem să fie plătiți după ce... Mulțumesc! Domnul Avădăni, aveți cuvânt. Comunei noastre, circulul... Nu interesează.